De 1 decembrie, cei care nu au văzut Palatul Parlamentului au ocazia să o facă. Este ziua porților deschise, iar oamenii vor avea ce să vadă. Tot de ziua națională, conducerea camerei va împodobi și doi brazi. Unul va fi postat în holul de la intrarea în instituție, iar celălalt pe peluza din fața palatului. Dar surprizele nu se opresc aici. Diana Lazăr vine cu detalii. Bună ziua, Diana, cam ce pregătesc aleșii pentru oameni? Bun găsit, Mihaela. Pregătesc un foc de artificii care să fie lansat de pe esplanada Palatului Parlamentului. Asta dacă se vor găsi banii necesari pentru acest foc de artificii. Cu toate că aseară spunea președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, că are o firmă care se oferă să sponsorizeze ziua de 1 decembrie, ziua națională, și să facă acest foc de artificii în premieră la Palatul Parlamentului. Ei bine, astăzi am aflat pe surse din conducerea Camerei Deputaților că, de fapt, acea firmă nu există deocamdată. Deci, deocamdată vorbim doar de o speranță, de un vis, am putea spune, ca acel foc de artificii să existe cu adevărat de ziua națională a României. Cu toate astea, românii nu vor fi dezamăgiți, pentru că între orele 10 și 18 pe 1 decembrie vor putea vizita gratuit toate sălile din Palatul Parlamentului, vor avea acces chiar și în sala de plen și chiar și în biroul președintelui Camerei Deputaților. Și brazii vor fi un adevărat spectacol, pentru că de obicei aici la Palatul Parlamentului brazii sunt de dimensiuni impresionante, așa că cel mai probabil copiii se vor bucura foarte tare de o asemenea priveliște. Diana, îți mulțumim frumos pentru informații!